veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause. Salut! Am ieșit azi la pescuit din nou, la păstrăv, bineînțeles, doar că de data asta am ales o vale foarte sălbatică, practic sunt în mijlocul sălbăticiei, la kilometru 20, unde am oprit pentru că mai sus e pescuitul interzis, e aici o pancartă care semnalează acest lucru. Așadar, am întors mașina și la coborâre urmează să mă opresc din loc în loc, unde mi se pare mie că sunt zone interesante care pot să țină păstre. No, apa s-ar putea să mă avantajeze, este foarte tulbure din cauza că azi noapte a fost o furtună nasoală pe aici, cu copaci căzuți pe marginea drumului, rupți, bolovani în drum, destul de nasol. O să trec direct la treabă, hai să vedem ce reușesc să prind. Na bun, o să cobor aici. Să fac câteva lanseuri la bolovan acolo. Primul lanseu. Cum ar fi să prind la primul lanseu? Ar fi ceva. Primul. Hai, ce micut e. Micuț.
primul peștișor. Să vedem dacă iese ceva de aici. Nimic. Nimic, bă, băiatule, nimic. Nu am ieșit în spate de urs. Am băgat și niște urlete mai devreme. Să mă audă și să nu... Să nu-și găsească de lucru pe aici în zonă. Deci ai stătute iarba, că ori dormit că... Ori dormit căprioarele. Bătătorită. Bun, hai să arunc aici de câteva. Bag un vortex, că taie curentul mai bine. Asta e, asta e vortexul de 3 grame, verde fluo. Hai să îl vedem. Pare reglată, lumineta, pentru el. Să văd ce aici. Mă, că aici ar trebui să fie mult pește. Cam asta a fost. Nu mai are rost să mai stau. Concluzia e destul de clară. Nu se hrănește păstrăvul. O să revin în zilele următoare, după ce se liniștesc apele. Un singur pește prins. Măcar n-am dat gherlă. Ne vedem data viitoare.